Cine are portocaliu? Deci nu cred. Cine dar unde? Ce ai aici? Și ăsta cine l-are? Cosmin. Galben cine are? Unifoia. Nu cred! Cine? Bogdan, hai să faceți. Ia uite, vezi Vlad, ați luat bine. Hai să faceți. Antoni. Bianca, cum ai tras tu albastru? Cu Catinca. Robert, ești cu Robert. Eram sigură. Eu am închis ochii când am luat. Eu sunt Bianca, ia să vedem ce facem acum, ia. Vezi că nu-i bine. Eu sunt cu iubita mea. Da. Că nu putem doar tot. Deci, mamă, cât am zis. Vino cu aia, Patrick. Mihaela a fost schimb cu Catinca. Hai să vedem. Lasă pe cineva, lasă pe schimb cu Catinca. Nu, că nu avem voie. Nu? Da, da. Să citești. Ia, ia, dragi fete. Catinca, Mihaela. Niște. Dragi fete și băieți, în următoarele momente veți purta conversații 2 câte 2, respectiv fata și băiatul care au extras aceeași culoare. Ulterior, după formarea perechilor, va trebui să vă retrageți în diferite locuri din case, după cum urmează. Biletele verzi vor merge în casa băieților pe canapeaua verde din fața televizorului. Biletele albastre vor merge în grădina din casa băieților. Biletele portocalii vor merge în casa băieților la canapeaua neagră de sub scări. Acolo. Biletele crem vor merge în casa fetelor la canapeaua albă din fața televizorului. Biletele roșii vor merge în camera roșie. Biletele mov vor merge în casa fetelor la canapeaua mov. Biletele galbene vor merge în grădina din casa fetelor, adică noi doi, Bianca. Veți pleca abia în momentul în care veți fi anunțați. Când veți ajunge în locația corespunzătoare culorii extrase, așteptați să pornească timerul. Fiecare pereche va trebui să spună 3 motive pentru care ar putea avea o relație și 3 motive pentru care nu ar putea avea o relație cu celălalt în felul următor. Păi și eu ce fac? Păi și eu ce fac? Va trebui să vă așezați unul lângă altul, nu vis-a-vis. Persoana din pereche care începe să vorbească va spune cele 3 motive pentru care ar putea avea o relație cu celălalt, iar persoana care ascultă nu trebuie să intervină, doar ascultă. Apoi persoana care a ascultat până în acel moment va lua cuvântul și va spune de asemenea 3 motive pentru care ar putea să aibă o relație cu cealaltă persoană. Veți avea la dispoziție 5 minute pentru a spune fiecare cele 3 motive, iar apoi să comentați despre ce a spus fiecare dintre voi. Ulterior veți spune în același mod pe rând care sunt cele 3 motive pentru care nu ați putea avea o relație. Fiți sinceri. Aveți grijă să nu vă despărțiți. Că nu o să ziceți de ce nu trebuie să fiți împreună. Și cine e periculos. Dar mergem sau ce facem? Nu ești obligat, nu te obligă nimeni în această casă. Dacă păi nu... aia zic, nu e. Aia zic, stai liniștită, urât în partea ta, mi se pare foarte îmi pare rău că nu poți stau. Dar nu vă certați acum, vă certați după. Oprește-te și tu, oprește-te și tu, nu intervenești. Auzi, Bianca, oprește-te, auzi și zic, oprește. Iulia, Iulia, lasă de la tine, te rog eu măcar acum de Crăciun. Radu, nu vreau, n-am, adică n-aș avea nici măcar ce să vorbesc. Eu am abilități de agent de pază, dacă vreți. Giulia, arată tu că... Dacă ai da, arăt, nu înseamnă că ești acolo. Nu vreau să mai fac parte ăsta. Dacă ești boss, nu înseamnă că poți fi și bodyguard. Vezi că am și atestat de pază, sunt calificat pentru a putea fi un paznic, da? Te rog frumos. Deci eu l-am văzut toată la un supermarket. Patric, da, bodyguard. Să nu fure Radu la Slobozia, că am primit reclamații. Că fură, bagă cârnați la geacă. Trebuia să-și bagă cârnați la ghiozdan. Hai să vorbim un pic. Care o... Cum, ce părere aveți despre perechea voastră? Eu și Radu. O să discutăm. Mă, eu perechea mea este Larisa. Eu zic să discutăm atunci. Eu zic să discutăm atunci, nu acum. Eu zic că m-am nimerit foarte bine cu Bianca. De ce părere avem cu v-ați nimerit? Eu știu, Radu, că tu o placi, nu se crepă Bianca, dar hai să nu. Nu, Radu, eu cred că asta e foarte. Tuțu e gelos. Na, ți-e gelos. Tuțu. Păi de ce sunteți așa copii? De ce? Cristina, tu cu cine ești? Baby, cu Ionuț. A, ce fain. Da, super. Cât îți dau pe bilet? Cristina, cât îmi dau pe bilet? Păi nu știu, fac acolo. Cea mai interesantă pereche este Giulia cu Robert. Cred că o să iasă. Nu o să iasă, nu o să iasă nimic. Ia nu-mi doresc să stau de vorbă cu tine și pum. Nu te mănâncă nimeni, ai o reacție foarte urâtă față de mine. Bine, pa. Simt că sunt jignit în momentul ăsta. Lasă că m-ai făcut bolnavă, atunci nu mai era jignire. Sub orice critică unde sunt bărbat. Aceste lucruri față de mine. Dar Robert, vezi că o să fii pedepsit. Și? Tot eu? Păi, păi stai un pic, mă, Robert, mă, că jocul nu-i bătaie de joc. Hai la, faptul că nu vorbim. Nu vrea ea. Tot eu să fiu pedepsit? Dar cine? Eu că păi... nu-mi doresc să stau de vorbă cu tine. De ce cu atitudinea aia? Păi tu arată că parcă am râie. Ce sară? Ce sară? Te-am zis că n-am nicio problemă și a face așa?
Da, dar nimeni nu-ți dă în cap dacă stai de vorbă, Doamne, dar sunteți oamenii toată furia. Dar cu cine vorbești? Cristina, i-a zis eu. Păi da, Giulia nu am cu cine vorbești. Giulia n-a avut un Robert. Păi eu vreau, n-am nicio problemă. De-aia face... fier. Cu mine ai început, cu mine termin. Vreau să stați de vorbă. Vreau că se supără Mihaela. Vorbesc cu cine. Mai zi de ce. Dragi de ei. Destinu. Nu mai zice de. Giulia, lasă și tu, te rog eu. Da, eu vin acolo, îmi fac joc, dar vorbesc. Vorbești, că știu că nu o să poți. A făcut o glumă. N-am ce să-i zic, n-aș avea trei motive pentru care să-mi doresc o relație cu un CD. Găsești tu. Dar cu un USB. Un CD. Anele 2014. Aia zic. Puteți merge în locațiile în care ați fost repartizați. Cei care trebuie să ajungă în casa fetelor sau camera roșie pe la balcon, cei care trebuie să ajungă în casa băieților prin grădină. Băi, ce frate. Eu sunt aici. Da? Eu sunt aici. Faci prea mare dramă, Giulia. Da, du-te. E doar un motive pentru care îți dorești o relație cu el. Da, bine, las că... Doamne ferește, tu vorbești și cu pereți, o să poți vorbi. Bătea asta de joc o să opresc eu într-o zi, vă promit. Scoate pușca pe ei, frate. Ce faci? Ce canapea aveam? Că Robert nu o să vrea să joace. Da, nici eu, uite-mă cum așez. Da, hai, bine. Ei, Patrick, ce faci? Hai, pa, 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 pa. Ce faci? Dar de ce stai așa? Așa ca cum... piatră, așa lemn, așa. Tare, ca piatra. Nici nu mai luat în brațe, nici nimic, ai stat așa? Nu, nu mai vreau să mă îmbrăț. Aaa, de iubire, termin acum. Nu mai vreau. Încă un motiv de ce ar trebui. Lipsește un prinț. Bună. Mai bun că n-aveam omul, nu? Iau. Bună. Ase. Bună. Este în pace cu mine? Nu mai vezi de acum. Acum trebuie să fim, când vine Crăciunul, trebuie să vadă lumea, că ne înțelegem bine, da? Da? Păi cu mince și... Adu-te cu Bogdan. Ce frumos ești, dar nu vreau să stai cu mine. Păi eu vreau, dar nu se poate, uite. Eu mai curios sunt de ce vorbești. Bianca. Bianca, curatul. Mamă, chiar nu se suportă. Nu se suportă, se suportă. Se mai tachinează ei așa, da? Se mai tachinează, e ceartă, da? Haide. Băi, ar trebui să pornească timerul, că trebuie să facem o încălzire. Hai să ne unească asta, hai să ne unim. Nu râde, că-i serios. Îți bagi joc de joc. Dar cu minte, că nu trebuie să ne unească BTA, anunț că e aici. Cum se numește BTA? BTA, da. Și că e coadă de pisică asta. Îmi face. Așa, păi, tu, dar tu ți-ai pregătit motivele. Nu, să zic pe loc. Ah, bun. Vedem. Să fiu... Nu m-am gândit la motiv. Nici nu m-am gândit că o să fii cu tine. Nici eu prima dată nici n-am înțeles jocul. Am crezut că sunt niște întrebări. Și a tras că-s din primul și a fost chiar cartonul gol. Când am văzut că e gol, mi-am dat seama că ne împărțim în perechi. Și la mine a căzut asta exact lângă picior și eu zic că e destinul, e destinul. Crezi că cumva dacă... Că eu nu am ales. A picat galben, n-ai ales tu sau ce? Că a căzut, eu am băgat mâna și dau să trag și au tras toate fetele și la mine a căzut jos galben și a luat-o și zic ok, galben. Ce n-a fost așa? Dar crezi că dacă ne-a picat la amândoi galben, random, posibil că amândoi să fim geloși? Da. Galbenul și că înseamnă gelozie. Păi știu, dar eu când ți-a spus că tu ești gelos, ție nu ți-a plăcut asta. Tu ai zis că eu nu sunt sufletul tău să zic așa ceva și cum poți să-mi permiți. Am zis că este, am întrebat. Am afirmat că sunt gelos. Nu, păi tu nu spui că ești gelos. Eu sunt geloasă, dar ultimul timp nici n-am avut de ce, sincer. N-am avut situații de astea. Am înțeles că ieri a fost o discuție. La picioarele tale, n-ai de ce să fii gelos. Nu, la picioarele mele. Mă respectă și am încredere. Cred că nouă ne e cel mai ușor, sincer. Da. Sau? Da, stai să vezi ce... Vrei să fii cu Giulia? Nu, Doamne ferește, Doamne ferește. Nu, nu. Cristina! Patrick! Ce faci? Unde ești? Că nu te văd. Trebuie doar să mă auzi. Sunt vocea din capul tău. Dar, Giulia, de ce stai singură acolo? Mi-au cine vei stau, cu voi sau cu Patrick? Că... Păi cu Robert. Nu? Păi ia el la locul Eu sunt la locul potrivit. A, deci tu acolo trebuia să stai, nu? Da. Scara. Nu te acolo. Acolo, stăgăsită. Nu mai pot. Ce faci, Patrick?
Uite ce să fac, stăteam și eu pe aici, încercam să fiu porumbelul păcii între Giulia și Robert, dar nu, nu se poate. Dar Patrick, tu n-ai de vorbit cu Larisa sau? Dar încă nu trebuie să vorbim. Am vrut plecat acasă. Poți să pleci, dar nu mă deranjează. Știu, știu. Vezi că și eu sunt pe așa. E unghiul bun. De ce, de ce când a fost Adelin nominalizat, te-am văzut că ai făcut așa, știi? Bă, nu mi-a ieșit sau ceva de genul ăla, știi? Ba, așa ai făcut. Și zic, mă, dar ce are cu mine, mă, frate? De ce, de ce m-a replicat? Că nu am făcut nimic. Probabil nu prea ai... Cred eu că nu prea ai demonstrat în casă intenții. Aoleu, și-a ieșit polițistul iubirii din tine. Îți dai seama. Îți dai seama. Zici că îți plătită în plus pentru asta. Ai, da? Bun. Hai, mă, Giulia, joacă cu noi. Acolo e locul la care trebuie să stați? Da. Canapeaua neagră. Aia, asta e, da. E. Sau asta, cred că. A, dar nu. A zis de sub scări, nu e scris de sub scări. A, ba, aia. Dar de ce n-ai vrut să joci cu Robert? Pentru că n-aș găsi trei motive nici dacă mi-aș dori să le găsesc. Păi, bun, dar Ionuț cu Cristina, de exemplu... Așa, bătăi de joc în joc. Și ce zic? Că nici ei n-au. Tu ți-o cauți. Vă căutați voi.